Bună ziua, dați-mi voie să urez tuturor oaspeților orașului Reșnov bun venit în stațiunea turistică Reșnov. Dacă în anul 2004, când am preluat acest mandat, termenul de turism era o vorbă grea și o vorbă mare, care aveai, dacă aveai curajul să o rostești, probabil referindu-te la alte destinații, am crezut în șansa noastră de a fi stațiune turistică de interes național, iar Reșnovul, în decursul timpului, a deschis ușa tuturor celor care și-au propus să realizeze proiecte în comunitatea noastră. Le mulțumesc că au ales Reșnovul, colectivului de la Dino Park, la vremea la care probabil mergeam în emisiuni televizate și când vorbeam despre parcul tematic cu dinozauri, colegul meu de la Direcția de Cultură, Nicolae Pepe, ne spunea ce vrea să însemne asta, că eu chiar nu înțeleg. Vor fi niște, lumea crede că vei face un fel de grădină zoologică, să plimbă dinozaurii pe acolo. Tu nu știi că mai trăiesc ăștia de mii de ani? Ei bine, am crezut în acest proiect, am auzit deseori că faptul că crezând în proiecte, lucrurile acelea se realizează. Putem spune astăzi că Reșnovul are deja un concept integrat. Reșnovul, cu adevărat, este o stațiune turistică, este adevărat cea mai tânără turistică, stațiune turistică de interes național din România, una dintre cele trei care le are județul Brașov. Și dacă unii mai spuneau în glumă până acum că suntem în stațiunea turistică, e drept. Sunt foarte multe lucruri de făcut și poate, exact cum a zis colegul meu, niciodată nu este gata. Avem de fiecare dată oamenii care sunt gospodari și sunt ambițioși, tot timpul au câte ceva de făcut. Dar dacă stăm să ne raportăm de unde am pornit și unde suntem astăzi, putem spune că cetatea în anul 2004 era dată primului venit și nu știm și nu avem informații la ce venituri aducea cetatea la vremea respectivă pentru comunitatea Reșnov. Dar astăzi putem spune cu adevărat că anul trecut au fost 241.000 de turiști, cu peste 30.000 mai mult decât în anul 2013, care au luat un bilet în cetate. Putem spune că Reșnovul, deschizând ușa, cum am spus, peștera Valea Cetății este o atracție foarte frumoasă, unde concertele care se țin săptămânal, prin acustica bună care o avem acolo, atrag de asemenea și ocupă timpul turiștilor. Dacă ne referim la Complexul Olimpic de Sporturi de Iarnă, care deja a făcut înconjurul Mapamondului, este de asemenea o destinație turistică care este extrem de atractivă și cu care ne putem lăuda. Astăzi, parcul tematic cu dinozauri, liftul pe plan înclinat cu cremalieră și reabilitarea centrului istoric care va fi transformat în pietonal, cred că vor contura, pentru moment, fiindcă, după cum am spus, ne facem planul și de viitor, vor contura oferta integrată de promovare turistică a orașului Reșnov. Iar noi, cu celelalte comunități învecinate, nu suntem într-o competiție, din contră, gândim un concept integrat alături și de Poiana Brașov, și de Predeal, și de Brașov, și de Bran, și cred că este foarte bine, chiar dacă avem doar în prezent 2500 de locuri de cazare, am crescut de la 100 de locuri de cazare la 2500, sperăm ca turiștii care se vor caza în localitățile învecinate, banii care și-au pus deoparte să-i cheltuie în orașul nostru,